Mulți admiratori se luptă pentru inima Mihaelei. Unii chiar de peste 9 mări și 9 țări. Mihaela, ai un cadou în camera de confesiuni. E extraordinar. Eu! Pentru Mihaela. Da, pentru Mihaela, Magnon. Thank you so much. So much. Thank you, Isham. Nu vine să cred, mi-a trimis tocmai de la mări și țări. Thank you so much. So much. Magnon, thank you. You are amazing. Să fie vorba oare despre un fost iubit? Bă, cine? Ia zici. Believe in me, please. Don't worry, be happy. Mai auzi ce zic? Vreau Laura, să știi că eu te iubesc. Dar nu mai dăm și mie un semn, te rog frumos, o petală, o ceva, trimite ceva, da. Și spunem ceva, da, la ora aici. Zim ceva, știi tu. Ione. Ajutor. SOS. Te rog eu, nu mă părăsi. Cântă-mi un trandafir. Ha? Te gândești la trandafir? Da. Deci eu chiar stau și mă gândesc de atunci cum... Că e imposibil. Ce trandafir? Nu știi că am uitat un trandafir? Ah. Un mesaj? Tu? Da. Da, la Magnon ăla. Da. Păi și cum de-a apărut așa? Nu! Să ducă măcar un tir aici, adică ce un trandafir. Și cum mă, nici cum nu vine cu tine să mor dacă am mai văzut așa ceva în 30 de ani de viață? Nu mai înțeleg. Prima dată când nu știu ce să fac și cum să fac. Nu cred, poți să dai. Dar ce, domnule, nu ce pot. Ai văzut? Ce nu poți să înțelegi? Ești ciudată, rău. Eu? Da, sunt ciudată. Și asta îmi place, dar naiba, asta e... Am luat o rază la 30 de ani să mor, n-am luat la 20, eu la 30 rază. E nici teoremele lui Pitagora și toate alea mă decentrează aici, cea mai tare stâncă din piramide. Florine, te salut. Așa-s femeile, de obicei. Dacă îmi place ceva, nimeni nu stă în cale. Trebuie să avem o discuție noi doi. Noi doi? Da. De ce? Uite așa, vreau să discut și cu tine, dacă se poate. Odată, la început, ai spus ceva. Și cred că, din prisma acelui lucru, este unul dintre acele puncte principale pentru care nu poți. Și doi... Și trei. Și n-am înțeles și pe unul. Păi tu, vezi cum vorbesc așa cum vorbești și tu, în limba ta. La care ai început? Pe care îl știi tu. Păi nu știu. Nu știi? Da, bine, hai să vorbim. Am zis în doi, nu în patru. A, păi da, asta am zis, hai să vorbim. A? Asta am zis. Ești dispus? Nu mai vreau. Eu trebuia să spui tu. Ce să spun eu? La ce te referi? La ce vorbește Nicolae cu tine, să vede după aceea ce zburdă prin casă. Mireasă pentru fiul meu. Ce-ți mai place? Ce-ți mai place, Mihaelo? Ce-ți mai place? Uite așa mi-zăbăcești, mi-amesteci, mi-tragi, mi-faci pe ei. Stai așa puțin să ne înțelegem. În primul și în primul rând. Pornim de la mesaje, dragă. Primești un trandafir roșu de la un admirator pe nume Magnon. În privința căruia... Stând, nu știu dacă în privința lui, tu îi spui, stând lângă Constantin, believe in me, please, don't worry, be happy. Da? Asta înseamnă, crede în mine, te rog, sau ai încredere în mine, te rog, nu te îngrijora, fii fericit. După care, la cameră, și că vorbind cu o anumită Ionela, zici, vreau să știi că eu te iubesc, dar dă-mi și mie un semn, zim ceva, știi tu. Da, nu este, da, eu vorbesc, deci nu este vorba de, este chiar prietena mea Ionela, este singura dintre prietene care știe că am venit aici. Și cum, altfel nu știe nimeni? Părinții mei și frații.
Nu mai știe nimeni că ai venit aici. E absolut secret nimeni. Total, adică bine, e ultra secret, nu secret faptul total, că tu te-ai. Da, acum nu mai este secret total, dar... Da, spune-mi, te rog, zici că, că Ionela există, dar cum da, adică da, zim da. Ceva știi tu? Adică ce, să, ce, ce vrei să zică? Ce să zică? Aștepți vreun mesaj? Din... Da, ea este iubita fratelui meu și se duce în vizită la casa la mine. Și vreau să știu și eu mai multe de acasă. Adică din anumite puncte de vedere. Sau dacă nu, nu, nu are nicio legătură, nici da, nu știe. Cine? Este un prieten foarte bun. O prieten? Un prieten, am zis. Un prieten, așa. Da, foarte bun, care nu înlocuiește în Constanța. Deci nu are nicio legătură, mesajele, chiar vorbeam dar cu Ionela. Dar de ce vorbim în engleză? El este, nu este român? Nu. Dar ce? Nu este român. E american? Nu. E arab? Da. Ce e Constantin? Știi și tu? E arab, nu? Nu, știu, după nume. Nu, este un prieten foarte bun, foarte, care mă cunoaște foarte bine și am rămas așa un pic uimită pentru că deci, Magnon, nu știe absolut nimeni. Deci Magnon, e un fost iubit? Nu. Nu știu, am rămas uimită pentru că nu știe, nu știa nimeni afară de părinții și frații mei că eu vin aici. Da, dar între timp au trecut 2 luni, adică... Păi tocmai că am rămas uimită. Nu știu când ai plecat de acasă, dar între timp de 2 luni... Acea persoană și am rămas așa. Foarte uimită pentru că e imposibil. Ești imposibil acum, sigur, te vezi și în Qatar, și în China, și în America, da. Și peste dar tot unde e sunt... E imposibil să cred că am primit acel trandafir deci de la deci ai primit un trandafir de la Magnon. De atunci stau și mă gândesc cum, că e imposibil. Și cum de a apărut așa? Ideea da. Este că el îți trimite un mesaj. Tu îi spui lui, nu, believe in me, please, don't worry, be happy. Ce înseamnă asta? V-am spus că el mă cunoaște foarte bine. Așa. Ca persoană. Așa. Și probabil se gând... am spus asta pentru că voi face o alegere foarte bună pentru mine. Bun? Adică tu ai de gând să faci o alegere bună. Și cum ar veni el să aibă încredere în tine că vei face cea mai bună alegere. Și să nu fie trist, să se bucure pentru tine. Da. Adică asta înseamnă că tu în curând vei alege iubit, îți vei alege iubit în casa asta. El e, hai zi, cine e Magnon? E fostul tău iubit? E un nu, este, nu este niciun fost iubit. Este un foarte bun prieten. Și tu i-ai spus lui, stai niște că eu mi-am găsit aici jumătate. A, deci ai de gând să faci o alegere. Bun, e bine. Dar am mai spus odată, la un moment dat, către cameră, Florine, te salut, după care zici, e un prieten de-al meu. Da, prietenii mei care sunt din Constanța și îi mai salut așa câteodată. Deci îi jonglezi, după care îl chem pe Nicolae la vorbitor și spui, Nicolae, noi doi trebuie să avem o discuție. Știi că la început ai zis ceva și unul dintre acele puncte din cauza că, Ruia, nu poți și 2 și 3. Ce? Ce vreau să-i spun? Mai țin nici despre ce. De ce l-ai chemat pe Nicolae la tine? Pentru că el a spus că stătea afară, eram cu grădina de iarnă și era foarte așa singurat. Și am zis să vină cu noi, să stea cu noi de vorbă. Și el a zis că nu prea... Și mi-a zis, nu știu ce, mi-a zis că nu se simte bine în momentul în care intră în casa fetelor. Și atunci l-am chemat să discutăm. Ai zis că vrei în 2, nu în 4. Adică le-ai dat, le-ai făcut bine, era și așa în spirit de... Adică să intre el așa, să înceapă să deci sigur nu vrei să mi-l amăgești pe Nicolae. Nu, departe de mine. Bun. Emanuel. Da. Știu că aseară ai făcut o cerere, că nu mai vrei să fii adus în platou cu Mihaela. Da, da, normal. De ce? Ana Mirela, eu... Am mai spus-o destul de clar. Eu știu că am greșit din multe puncte de vedere. Sunt idei pe care întotdeauna le voi susține. Doar că m-aș bucura foarte mult dacă aș sta departe de persoana respectivă. Nu mă mai interesează, eu mi-am dat seama. Eu nu degeaba vorbeam și la început că da, eu nu sunt filozof. Sună așa puțin mai caragios, dar eu am o mentalitate de filozof. Și eu ca bărbat, eu caut altceva, adică eu încep să-mi revin, mi-am dat seama de toate și eu caut-o cu totul și cu totul altă persoană. Ce cauți tu? E posibil să fie în casă? Doamna Mirela, la ce se vede deocamdată? Nu prea. Nu. Nu prea. Vreau să te întreb, ce părere ai despre tot ceea ce ai auzit referitor la Mihaela? Mesajele primite din afară, ce a răspuns? Doamna Mirela, sincer, nu mă interesează. Vă răspund cu cea dar crezi că...
ai avut dreptate când ai spus că Mihaela n-a venit să se mărite, ci doar să-și facă publicitate ca să găsească unul cu un volan puternic? Nu, eu cred că atunci puțin am exagerat, doar că pe mine cel mai mult m-a deranjat jocurile pe care le-a făcut cu mine. Nu mă mai interesează ce am declarat atunci. De exemplu, la petrecerea respectivă, obscenitățile pe care le-am avut, limbajul vulgar pe care l-am folosit, mi-am cerut scuze, mai cer încă.